Un bărbat din Piatra Neamț a fost pus la pământ de către polițiștii locali după ce a fost văzut fără mască pe stradă. Polițiștii susțin că bărbatul era sub influența alcoolului și că i-ar fi agresat verbal și fizic. A fost solicitată patrula de intervenție care la fel ar fi fost agresată fizic. În filmările apărute în spațiul public se vede cum polițiștii locali s-au chinuit minute bune să-l încătușeze pe bărbat. Trecătorii nu înțeleg cum s-a ajuns în această situație din moment ce omul era cu sacoșa de cumpărături în mână. Dar lăsați-l că e rău la om, uite-l cum face. Lăsați-l că e rău. Dar ce-a făcut, mai omule, mai criminal? Ce-a făcut din ei așa? Ce-a era făcut? Cu cartofii în mână și cu... Era cu cartofii în mână omul, măi, ce-a făcut? Ce-a făcut omul?